Cuvântul Domnului este nelimitat. Nu se oprește niciodată. Cu cât săpăm, săpăm, găsim mai mult și mai mult, ne adâncim și mai mult. Și de aceea este nevoie să medităm zi și noapte asupra Cuvântului. Am vorbit data trecută despre roada Duhului Sfânt, dar am vorbit cum să ne pregătim, ce trebuie să facem ca să putem să rodim. Că așa știm, da, știu, roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, teoretic știm. Dar mi-e place să duc omul și pe mine personal, ok, hai să vedem primii pași, hai să vedem care sunt obstacolele, hai să vedem care sunt problemele, hai să vedem ce trebuie făcut, ce nu trebuie făcut ca să ajungem să rodim, referitor la acest subiect. Acum, am să mă opresc la prima roadă, dragostea. Despre dragoste ar trebui să vorbim întotdeauna. În fiecare zi, la orice întâlnire, la orice predică, la orice întâlnire între frați, surori, familie, dragostea trebuie să fie cheia, pentru că Dumnezeu este dragoste. Degeaba vorbim noi doar politică, vorbim doar doctrine, vorbim doar ce nu trebuie să fac, vorbim doar ce nu ne place sau ce nu-i place lui Dumnezeu. Hai să vorbim despre dragoste. Vedeți și în porunci, cele 10 porunci, Dumnezeu a dat 10 porunci, dar prima și a doua, cumva, sunt cele mai importante, care Domnul ne spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, cu tot sufletul, toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vedem că Domnul Iisus le spune în Noul Testament. Vedem frumusețea că dacă suntem plini de dragoste, nu mai e necesar, ok, nu lua, nu gusta, nu fura, nu minți. Pentru că o dată ce ești plin de dragoste, nu mai poți să faci lucrurile acelea. Da? Deci, începând să studiez despre acest subiect, n-a fost așa cum așteptam eu. Zic, ok, am mai vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Dar specific la acest verset, să-L iubești pe Domnul din toată inima, tot sufletul, toată puterea, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și am ajuns la o concluzie, și o să vorbesc, dau puțin despre dragoste, ce important este dragostea de sine și cum trebuie înțeleasă să te iubești pe tine însuți. Nu ai cum să-L iubești pe Dumnezeu, să-L iubești pe aproapele, dacă nu te iubești pe tine. Dar și aici sunt două ramificații, una pozitivă, una negativă. O să ajungem acolo. Deci noi știm, și chiar aseară stăm mult așa cu Domnul și așa am plâns, așa. Și am zis, Doamne, de ce ai spus tu poporului tău, încă de la început, de când cu Moise, să te iubească? Cum să te iubească oamenii aceia? Da, au văzut semne și minuni, te-au văzut, te-au auzit, n-au văzut cu ochii aceștia, dar știți, poporul în pustie au văzut fumul și focul și vocea Domnului și aceasta a adus mai mult frică și reverență față de Dumnezeu. Dar ei au continuat să păcătuiască. Doamne, și totuși, de ce ai cerut tu atât de mult și mereu? Ei făceau ce făceau, se pocăiau, se apropiau de tine, cântau, dansau, strigau de bucurie că i-ai salvat, că i-ai dat biruință, dar din nou cădeau și se închinau altor idoli. Asta era cea mai mare păcat în vremea aceea. Dumnezeu se supăra, iar îi pedepsea, iar îi ierta, iar îi spunea să-L iubească, să-L asculte. Asta și după aceea m-am gândit, Doamne, cine din Vechiul Testament ți-a spus ție te iubesc? Nimeni, în afară de David. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Nici Moise care te-a văzut, eu nu știu dacă a zis așa ceva, începând la Adam și Eva, mergem la Iosua și mergem la toți profeții și Ilie și Elisei și mergem mai departe, profeții mici și mari. Eu n-am citit nicăieri că zice cineva lui Dumnezeu, te iubesc. Cu toate că tu asta ne-ai poruncit, ok, ne-ai poruncit, înseamnă că putem duce. Dar ce există, ce anume? Meditând mai mult la Vechiul Testament, Dumnezeu s-a arătat poporului prin semne, prin minuni, le spunea la prorocii lui să avertizeze poporul sau că vine binecuvântarea sau că le va da biruința. Deci era mai mult așa o colaborare, mai mult de ascultare și de a face ceva, de a primi ceva de la Dumnezeu. Dar încă nu era ceea ce noi astăzi am primit prin Duhul Sfânt, acea intimitate cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să poți să-L adori, să poți să-L iubești, să poți să-I mulțumești. Și vedem numai când Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Iisus.
ca să moară pentru noi, ce atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și mereu am spus, de câte ori spui versetul acesta, zic, atât de mult Dumnezeu m-a iubit pe mine, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci vedem dragostea lui Dumnezeu. Apoi la Roman 5 cu 5 spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt a venit, din nou vedeți ce important este puterea Duhului Sfânt, atunci s-a luminat totul, parcă. Atunci a venit Duhul, țineți minte, cele șapte duhuri, Duhul de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Prin Duhul Sfânt am început să cunoaștem dragostea Tatălui, dragostea Domnului Iisus și sacrificiu, căci dragoste înseamnă sacrificiu, dragostea agape. Da? Vedem ce ne spune Apostolul Pavel la Corinteni și vreau să specific că vorbim despre dragoste. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chival zingănitor. Am vorbit la daruri, da? Dumnezeu ne-a dat daruri. Darurile sunt necesare, importante pentru alții, pentru creșterea trupului lui Hristos, da? Dar aici ne spune clar, chiar dacă ai avea tu toate darurile, să vorbești în limbi, să ai darul prorociei, eu merg mai scurt, să ai toată credința că mulți munții, să îți împarți toată averea la săraci, să-ți dai trupul să fie ars. Și dacă n-ai dragoste, ești nimic. Nu vii să pune întrebarea, Doamne, dar chiar așa? Sunt atâția care mor, atâția care dau totul pentru Domnul, atâția care au credință, că vedem minuni, de rămânem uimiți și alergăm după astfel de oameni și minuni. Și totuși tu ne spui că dacă n-ai dragoste, sunt nimic? Doamne, hai să întreb, Doamne, dar ce secret este aici? Ce taină este aici? Și mergem mai departe, ce ne spune, ce este dragostea? Este îndelungă răbdătoare. O să vedem, toată roada Duhului Sfânt este și îndelungă răbdare. Vedem că nu numai că roada Duhului este dragoste și îndelungă răbdare sau plină de bunătate, Domnul Iisus însuși este așa. Și dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, hai să ne cercetăm fiecare și am ținut de că am scris și într-una din cărțile mele, puneți numele. Și dacă aveți Biblia în față, chiar acum, dragostea, Rodica, Maria, Renate, sau cum te cheamă, sunt îndelung răbdătoare. Rodica este plină de bunătate. Îți spun, când îți pui numele și citesc cuvântul, ceva înăuntru tău știi cum face, nu e adevărat. Sau, oh, aici sunt puțin. Și când tu spui, Rodica nu pismuiește, imediat tu cu Domnul, dacă e sincer, imediat ți-aduce aminte ce ai pismuit. Rodica nu se laudă. Ți-aduce aminte acolo, te-ai lăudat. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Spuneți numele. Nu cauți folosul său. Nu se mânie. Oare? Nu m-am mâniat? O, Doamne, poate în fiecare zi. Nu se gândește la rău. Câte gânduri rele nu ți-a venit? Nu se bucură de nelegiuire. Ți-aduce aminte când s-a întâmplat cu fratele sau cu sora, ai zis, așa-i trebuie. Doamne, iartă-mă. Se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Am mai spus, dacă noi ne-am gândit, am meditat și am predicat numai despre Dumnezeu, cine este El, prezența Lui, despre dragostea Lui, parcă n-ar mai fi nevoie de celelalte. Exact ca și în cele 10 porunci. Odată ce sunt umplută de dragostea Lui Dumnezeu, să-L iubesc pe El și pe cei din jurul nostru și pe noi, parcă se include totul acolo. Nu mai e necesar să-mi spui tu mie, nu minți sau nu fura, pentru că automat nu mint. De ce? Dragostea aceasta pentru Dumnezeu îmi dă acel har, acea lumină, acea revelație că nu este bine să fac aceste lucruri. Înțelegeți? De aceea, puneți pe frigider toate acestea, tot capitolul acesta și puneți numele tău la fiecare frază, la fiecare cuvânt și zici, Doamne, aici nu sunt. Și în felul acesta te cercetezi, realizezi, îți recunoști greșeala, te pocăiești și lucrezi în dreptul acela. Apoi, vedem clar că avem nevoie să-L iubim pe Dumnezeu și ne spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeu, vedem mai multe versete în Noul Testament, dar citesc la Marcu 12 cu 30, cu toată inima. Din nou spun, toată inima, am vorbit, am avut un mesaj, îl găsiți pe YouTube, ce înseamnă inima, din inima, din prisosul inimii vorbește gura. Dumnezeu vrea tot, ori îi dai tot, ori o inimă împărțită, o inimă căldicică, am vorbit despre să nu fii căldicel, nu-i place Domnului.
Și din nou cercetare, oare chiar îl iubesc eu pe Dumnezeu din toată inima? Aceasta înseamnă, el are prioritate în tot mai mult decât orice. În inima mea nu există altă persoană, nu există un alt lucru pe care să-l iubesc mai mult decât Dumnezeu. Și poate zici că îl iubești, ok, vine testul. Și atunci este la ideală cât de mult tu iubești mai mult banii, sau chiar copilul, sau soțul, sau soția, sau lumea, sau distracțiile, sau muzica, sau orice altceva, lucruri chiar bune. Iubești mai mult decât Dumnezeu? Însuși viața ta îți va arăta. Și Domnul astăzi, din nou spune, să-L iubești pe Domnul din toată inima, tot sufletul. În suflet știți că este mintea, voința și emoțiile. Fiecare detaliu din gândirea mea, mintea mea, emoțiile mele, totul să se concentreze la El, să fiu plină de El. Și când ești plină de El, atunci mintea mea se gândește mai mult la El decât la probleme, necazuri sau la mai știu ce. Atunci emoțiile mele nu mai mă chinuie și mă duce când sus, când jos, când în durere, când în amărăciune, când în bucurie și uite așa suntem ca niște papeți. Atunci emoțiile mele sunt dirijate, controlate de Duhul Domnului și îi dau Lui toată iubirea mea, toată dragostea mea, cugetul tău, puterea ta, Doamne, deci este atât de în detaliu, nu vreau să intru prea mult în aceasta, cam altceva mai, ce mi-a pus Domnul pe inimă, să învățăm că de ce nu putem să-L iubim pe Dumnezeu așa, așa ni se cere, dar nu putem, de ce? O să vedem mai departe, da? Apoi ne spune a doua poruncă, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu există altă poruncă mai mare decât aceasta. Deci vedeți cât de important e poruncile, mulți se bazează pe porunci și tot spune porunci, trebuie să faci aia așa. De ce zice Domnul Iisus? Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-L pe aproapele ca pe tine însuți. Aceasta este porunca cea mare. Aici se include totul. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci dacă noi spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu și ne lăudăm că suntem creștini de ani de zile și fiecare în doctrina Lui, fiecare în religia Lui, fiecare în biserica Lui, da, îl iubim pe Dumnezeu, sigur. Cine spune că îl iubește pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoască și să facă ce a făcut Dumnezeu. Din nou, hai să ne uităm la toate faptele noastre, toate gândurile noastre, toate vorbele noastre, toate atitudinile noastre. Oare seamănă cu ale Dumnezeu? Așa că Duhul Domnului cercetează și zice, nu în direcția, nu în direcția, nu în direcția, Doamne, cât ai de lucrat în mine? Doamne, eu am crezut că sunt undeva, nu sunt pe nicăieri, sau prea puțin. Ajută-mă, Doamne, și Domnul îi place când vii cu sinceritate, cu pocăință, nu te scuzi, ci cu adevărat te pocăiești și dorești. Vedem bine dragostea lui Dumnezeu cumva împletită acum cu dragostea Domnului Iisus. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul, deci tot la 1 Ioan 4, versetul 9, s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Cum s-a arătat dragostea Lui? Deci El ne-a cerut, ne-a poruncit să-L iubim. A văzut Domnul că noi nu putem să-L iubim. Atunci Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu. Prin aceasta să ne arate El cât de mult ne iubește, ce valoare avem înaintea Lui. Apoi spune, și dragostea stă în faptul că noi am iubit pe... Nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Vedeți cât de important este să înțelegem. Teoretic le știm, dar intră puțin mai în adâncime. Creatorul Universului totdeauna a fost în acea unitate cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt. A văzut pe pământ cât păcat, câtă durere, câte probleme sunt și oricât a încercat Dumnezeu să ajute, cel puțin poporul evreu, ei iar au căzut. Și atunci voi trimite pe Fiul meu. Prin aceasta să arăt cât de mult vă iubesc, cât de mult îmi pasă de voi, cât de mult vreau să vă ridicați la un alt nivel, pentru că Dumnezeu vrea ca să fim și ca El. Apoi, vedem tot la 1 Ioan 4, cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Vedeți din nou despre Duhul Său. Prin aceasta vei cunoaște că rămâne în El și am vorbit data trecută ce înseamnă să rodești, să rămâi în Hristos și Hristos să rămână în tine. Apoi la versetul 16, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Căci Dumnezeu este dragoste. Și aici, din nou, știu că am avut o altă conferință și am accentuat mult pe versetul acesta. Noi am cunoscut și am crezut. Cât timp nu vine Duhul acesta
de cunoaștere, de revelație. Și am mai spus cuvântul acesta, cunoaștere, este ca și cum soțul și soția au stat la distanță, au vorbit, au fost prieteni, a venit ziua nunții și atunci s-au cunoscut. Când noi de la distanță ne pocăim, suntem încă în tradiție, încă în religie, încă nu știm, confuzie, când ajungem la acea intimitate cu ea, de-abia atunci putem să spunem că începem să cunoaștem. Am mai spus strigătul meu, care a fost și este, este: Doamne, vreau să te cunosc. Vreau să te cunosc mai mult. Vreau să te iubesc mai mult. Vreau să-ți dăruiesc toată dragostea mea. Eu zic că te iubesc, dar poate că nu te iubesc atât cât tu ai vrea. De aceea avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în noi. Ce noi am cunoscut această dragoste și am crezut dragostea pe care Dumnezeu are față de noi. Chiar crezi lucrul acesta? Avem nevoie întâi de cunoaștere. Vine prima dată informația, vine, îți explică cineva, citești în Biblie despre aceasta și apoi devine experiența ta personală. Și atunci de-abia tu începi să crezi. Și când ai început să crezi, atunci viața începe să se transforme, că Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Ce frumos! Să rămânem în dragoste a lui Dumnezeu și El rămâne în mine. Exact cum spune Domnul Iisus la Ioan 15. Și toate acestea se va face prin puterea Duhului Sfânt. Deci am înțeles în mare ce înseamnă să înțelegem dragostea lui Dumnezeu și noi trebuie să-L iubim. Și adevărul că, ok, ajungem să-L cunoaștem, știm că Dumnezeu ne iubește, că fără El de mult eram morți. Și acum vine testul. Și ne spune să-L iubim pe aproapele nostru. Cine-L iubește pe Dumnezeu, trebuie să iubească și pe aproapele. Aici cădem la examen, nu-i așa? Și mă rog ca Duhul Domnului să te cerceteze în aceste momente. Avem la Matei 7:12, tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Vedem clar, deci tot ce le-a spus Dumnezeu în lege și în proroci, iubește-L pe Dumnezeu și pe aproape. Ce vrei tu să-ți facă oamenii ție, făletul? Suntem noi acolo. Nu vrem doar nouă să ni se dea, doar pe noi să ne laude, doar nouă să primim, doar noi, noi, noi. Asta e un egoism. Mergem mai departe, câteva versete în care spune: dacă cineva spune, eu iubesc pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său, este un mincinos. Și cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu care nu-l vede? Duhul Domnului să ne cerceteze. Ia gândește-te în casa ta, în vecinătatea ta, în biserica ta sau la serviciul tău. Te lauzi că ești creștin. Te lauzi, ne lăudăm că ne iubim pe Dumnezeu. Dăruim, cântăm, ne rugăm, mergem la biserică, mergem în lucrare, misiune. Și cei mai apropiați, când te-a supărat, te-a deranjat sau ți-a făcut ceva rău, numai dragoste n-ai. Și spune clar Domnul aici, dacă tu spui că îl iubesc pe Dumnezeu și urăști pe fratele tău, ești un mincinos, că nu ai cum. Dacă tu nu-l iubești pe cel care îl vezi lângă tine, cum să-l iubești pe cel care nu-l vezi? Și am spus de multe ori, e foarte greu să ajungi să fii în Duhul, să te poți conecta cu Dumnezeu și de-abia atunci să trăiești iubirea Lui, pasiunea Lui, să auzi vocea Lui. Da? Și fiecare să ne cercetăm cât de mult ceea ce am primit de la Dumnezeu, dragostea Lui, noi arătăm pe, în afară, pe orizontală. Aici cu toții cădem. Vrei, nu vrei? O să zici, nu, eu nu urăsc pe fratele meu. Dar Biblia ne spune clar și da, e comparată ura chiar cu crimă. Dacă, într-adevăr, tu nu mai suporți pe acea persoană, nu vrei să o vezi pe acea persoană, când o vezi, sare ceva în inimă sau chiar o vorbești de rău. Asta e o ură. Asta nu este dragostea lui Dumnezeu. De ce nu poți să-L iubești? Vedem mai încolo. Apoi, Ioan 13:34, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Și o să spui, păi Domnul Iisus e Domnul Iisus și El iubește și El are putere, dar nu uitați. Cum l-a iubit Domnul Iisus pe Petru, care s-a lepădat de El?
După ce s-a lepădat de 3 ori, dar așa josnic, brutal, cum adică merge cu Domnul Iisus 3 ani de zile, vede semne și minuni, Petru era prins de înfrăcărare, totdeauna, Doamne, hai să facem, hai să mergem. Și când Domnul Iisus era în cea mai mare durere și suferință, bătut, legat, sfâșiat de durere și hainele și toate, când trece pe lângă Petru, îl vede, chiar cred că în Luca specifică acest lucru, era la un foc și vine slujnic, zice, și tu ai fost cu el. Nu, nu-l cunosc. Cine omul ăsta? Nu-l cunosc. Doamne Iisuse, am zis, Iisuse, dar nu să credem că nu suntem mai buni. Ce a simțit Domnul Iisus atunci? Când Petru, care a zis, tu ești ca o piatră, pe tine voi rezidi biserica mea, să spună, tu ești chiar acolo, poate la 2 metri, dar nu te cunosc, nu știu cine o fi ăsta. Doamne Iisuse, și-am dat un exemplu, ia gândește-te. Na, suntem mai multe femei. Soțul tău cu care ai trăit ani de zile, poate, și ai împărtășit atâtea lucruri frumoase, o comparație puțin banală, dar să vezi durerea. Și ajungi într-o circunstanță dificilă și el ar putea, poate, să te ajute. Și el vine la tine și zice, cine o fi femeia asta? Nu cunosc. Cine o fi? Nu cunosc. Lasă-mă în pace și cine știe alte cuvinte, zice. Tu rămâi uimită. Cum adică? Soțul meu și spui că nu mă cunoști? Doamne, imaginați-vă durerea Domnului Iisus, chiar dacă știa că l-a anunțat pe Petru înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine. Cum îi răspunde Domnul Iisus după ce înviază? Petre, mă iubești. Paște, oile mele. Din nou, Petre, mă iubești. Paște, oițele mele, mielușeii mei. Deci s-a dus la el, nu l-a certat. Nu i-a zis, ți-am zis eu ție, mă. Și cum suntem noi și limbajul nostru, doar să atacăm și doar să lovim, doar să reamintim greșelile. Nu, Domnul Iisus a zis, mă iubești. Uite ce am pentru tine. Iubește. Du-te și paște oile mele. Câți dintre noi l-avem pe Hristos și dragostea lui noi să vorbim așa cu cei care ne rănesc, chiar din familie mai ales, soțul, soția, copiii, părinții, vecinii, în sfârșit. Deci, gândiți-vă și Domnul Iisus cum l-a iubit și pe Iuda de a spăla picioarele, știa că o să-l vândă. În puterea noastră nu o să putem, din nou am spus, nu putem noi să rodim roada Duhului Sfânt decât Duhul Sfânt. De aceea partea noastră este lepădarea de sine, predare totală, rămânerea în Hristos. Aceasta este cheia. Cât ai zbate, reușești o zi, două, dar după aia iar ai căzut. Noi vrem să fim acele persoane, să fim mereu umplute și mereu să dăruim. Ne spune iar la Roman 12 cu 10, sunt foarte multe versete, doar câteva mai spun. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste să dea, fiecare să dea întâietate altuia. Să nu daturați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Roman 13 cu 8. Că cine iubește pe alții a împlinit legea. 1 Tesalonicen 4 cu 9. Că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, că voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. 1 Petru 1 cu 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. De vedeți exact cum ne cere Dumnezeu pe El să-L iubim din toată inima. Automat vom putea la fel, dacă avem această conexie, să iubim cu căldură pe ceilalți, cu o dragoste neprefăcută din toată inima. Hai să fim sinceri, suntem acolo. Noi iubim pe cei ce ne iubesc, nu-i așa? Și nu e nimic rău. Dar zice, ce răsplată vei avea dacă tu iubești pe cei ce te iubesc? Iubește pe cei care nu merită, pe cei care te-au rănit. Acum, cum să iubești pe cei care sunt greu de suportat? Și poate ai un caz în familia ta, ai un soț sau un copil sau o mamă sau pe cineva care te chinuie zi și noapte și poate de ani de zile. Cum să iubești o astfel de persoană? Cum să-i arăți dragoste când te rănește continuu, când repetă mereu aceleași greșeli, când te jignește poate, poate te bate, sau mai știu ce, fiecare, sunt situații și situații dificile. Cum să iubești persoanele greu de suportat? Aici este testul cel mai mare. Și nu este ușor, dar hai să vedem câteva motive, da? Înainte să-i spui copilului tău, soțului tău, soției tale, mamei tale, fiecare știe situația, înainte să-i spui să se schimbe, înainte să tot îl cerți
și tot să-i ții teorie. Să-i dai cu Biblia în cap, cum spunea o soră, nu-i da cu Biblia în cap copilului că se duce mai mult în rebeliune. Și așa este. Ce roagă-te mai întâi pentru tine ca să-i vezi cum îi vede Dumnezeu. Și să ceri ca Domnul să facă în viața lor ceea ce Dumnezeu are în plan. Un alt lucru, trebuie să te gândești la problema acelei persoane. De ce se poartă urât cu tine? De ce este mereu într-o stare de păcat, de tot felul de stări negative, nu le mai notez acum. Sigur, a avut o traumă. Sigur, a avut probleme. Sigur, există ceva nevindecat, neiertat. Sunt situații dureroase, grave în inima acelei persoane. Și chiar dacă îi spui, știe sau nu recunoaște, se scuză și nu se deschide sau nu vrea să iasă de acolo. Deci este clar, cel care se poartă urât și e greu de suportat, are un bagaj greu, dureros sau care miroase urât. Și de aceea tu ceri cuiva care este într-o poziție atât de dureroasă, de murdară, să-ți dea ție o perlă. N-are cum. Nu are cum. Până nu are întâlnirea cu Domnul, până nu vine pocăința sinceră, până nu ajunge zdrobirea aceea în viața lui sau a ei și să caute fața Domnului, să fie eliberat de stările, păcatele, adicțiile sau ce are, nu are cum să-ți dea ceea ce tu vrei. Și noi cerem ceva omului ce nu are. Și de aceea vine dezamăgirea, de aceea vine tulburarea, de aceea vine supărarea și ne fură pacea și ne fură bucuria și ne fură credința și ne fură tot. Cine-i greșit? Noi. Pentru că avem așteptări la cineva care nu are ce să-ți dea. De aceea, adu-ți aminte, viața aceasta este foarte scurtă. Nu se știe când vom pleca, că e moarte, că e răpire. Intenția noastră trebuie să fie cum să-l câștig pentru Domnul. Se merită să sacrific. Iubirea adevărată, iubirea agape, care Dumnezeu o are pentru noi, înseamnă sacrificiu. Îl rabzi, îl ierți și azi și mâine și mergem acolo când ne spune Petru întreabă pe Domnul Iisus, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori, nu? De 70 de ori, câte 7? Pe zi? Păi la nimeni nu greșește de 100 de ori pe zi. Deci vedeți, legea lui Dumnezeu, legea dragostei lui Dumnezeu nu este ca legea omului. Te iert dacă nu mai faci. Te iert dacă faci ce spun eu. Dar Dumnezeu zice, dacă greșește fratele tău într-o zi, de 70 de ori câte 7, tu trebuie să-l ierți. Omenește poți? Nu. Dar dumnezeiește, da. De aceea avem nevoie să fim umpluți de dragostea lui Dumnezeu. Să fim umpluți de iubire pentru El să rămână în mine și El poate. El care a purtat Domnul Iisus păcatele întregii omeniri, poate să ducă prin mine păcatul celuilalt și să-l ierte prin mine și mie să-mi dea pace. Deci din nou venim la rădăcină. Cine? Relația cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Umpluți de dragostea Lui. Apoi vedem versetul la Luca 6:42. Cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi. Și când colo, tu ai o bârnă. Fățarnicule, ne zice cuvântul, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți și paiul din ochiul fratelui tău. Hai să fim sinceri, de câte ori n-am căzut în plasa aceasta? Pe noi ne scuzăm, la noi nu vedem stările noastre, ne scuzăm, nu le vedem sau le ignorăm, dar vedem pe alea celorlalți. Dar Biblia spune, când tu te uiți la altul și vrei să-i scoți lui păcatul, el, la el e un pai, dar la tine e o bârnă. Tot mai puternic, mai vinovat ești tu, sunt eu, decât celălalt. Deci vedeți cât de mult Domnul Iisus spune, iubește, iartă, tu lucrează întâi la tine și atunci ai să vezi desrușit să scoți paiul. Ce e un pai și ce o bârnă? Vedeți ce diferență? Apoi vedem un alt verset, nu citesc acum tot pasajul, la Luca 10:25, când e vorba despre un învățător al legii care a vrut să-l ispitească pe Domnul Iisus și a zis cum să iubească, care este cea mai mare poruncă. Și a spus clar Domnul Iisus, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată tăria, puterea și pe aproapele tău. Cine e aproapele meu? Poate spui întrebarea, ok, aproapele nu e doar copilul, mama, tata, cei din familia ta.
este oricine. Și vedem toată istoria care a spus-o Domnul Iisus despre un om care a căzut între tâlhari. Da? Și a trecut pe lângă el preotul, a trecut levitul, dar nici nu l-a ajutat. Și numai samariteanul a trecut. Și spui întrebare, acum nu judecăm pe nimeni. Levit înseamnă cei care cântau și erau în casa Domnului mereu. Preoții erau cei care făceau slujbă. Nu judecăm pe nimeni, dar și noi suntem preoți. Toți care ne rugăm suntem preoți. Și noi suntem cântăreți, cum am spus, toți trebuie să cântăm. Deci nu aruncăm, ok, doar păstorul trebuie, doar liderul trebuie să facă aceste lucruri. Nu, toți. Toți suntem mădulare în trupul lui Hristos. Trebuie să fim motivați de dragostea lui Dumnezeu și atunci să avem milă și compasiune și vedem bine că acest samaritan și samaritanii pe vremea aceea erau disprețuiți, cel puțin de cei din Israel. Dar tocmai aici Domnul Iisus accentuează și spune, uite, un om de nimic, să zicem, care voi îl disprețuiți, uite ce a făcut el. Vedem de ce a venit la locul acela, deci n-a trecut nepăsător. Deci te duci, vezi o cauză, vezi o situație dificilă, te duci acolo. L-a văzut, i s-a făcut milă. Și ce a făcut? S-a apropiat de el, i-a legat rănile, a turnat ulei, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la han, a îngrijit de el. A doua zi a pornit la drum, i-a dat bani hanciului ca să aibă grijă de el și tot ce cheltuiește, tot el va plăti. Și apoi zice, du-te, fă și tu la fel. Sunt persoane care într-adevăr au milă, au compasiune, dăruiesc pentru cei sărați din toată lumea. Dar sunt persoane care nu le pasă, ci doar judecă. Hai să fim noi ca acel samaritan din nou, dragostea lui Dumnezeu te mișcă, dragostea lui Dumnezeu te motivează, nu poți să fii nepăsător. Puneți mereu bănuți în geantă. Mereu am acolo în genta mea, gloria e Domnului, câte 5 dolari, câte 10 dolari și când trec pe lângă oamenii străzii, îi văd cum stă la semafor și la noi, mai se permite, nu se mai permite, dar așa milă am față de ei, numai faptul cum arată. Realizez că cândva au fost niște copii la mama lor, că au ajuns în droguri, în băutură, fără casă, fără masă. A fost poate și alegerea lor, dar poate a fost și situațiile, circumstanțele. Asta nu-i treaba mea să judec, treaba mea e să-L arăt pe Hristos. Da? Și spun, uite, în numele Domnului Iisus, Domnul Iisus te iubește. Sau câteva cuvinte să spun. Da? Într-o zi așa de mult am suferit, că eram un semafor și era coadă și am văzut un om care stătea acolo. Am scos banii și când s-a dat drumul, deja mergea cu viteză când am ajuns eu lângă el. Și nu am... Știind ce coadă este în spate, să prind repede verde, să fac la stânga, nu m-am oprit să-i dau banii. Nu vă pot spune ce întristare am simțit. Și ce dacă ceilalți din spate claxona? I don't care, trebuia să spun. Trebuia să mă opresc. Deci, de înainte am simțit, am pregătit banii, dar n-am mai putut, n-am ajuns, m-am spus în dreptul lui, deja mașinile mergeau cu viteză. Dar așa am simțit o întristare și o durere. Zic, Doamne, este, te rog, pregătește pe altcineva. Pregătește pe altcineva că nu mai pot. Simt că trebuie să ajung. Și Dumnezeu, într-adevăr, a pregătit, glorie Domnului. Dar, vedeți, trebuie totdeauna să ai această atitudine de milă, de compasiune. Acum, hai să vedem câteva lecții practice cu vecinii noștri, cu cei din jurul nostru. Trebuie să vadă noi pe Hristos și dragostea Domnului. Cum? Trebuie să, când vezi o situație, spune că îți pasă de ei. Am mai spus o situație când vezi pe cineva că trece prin suferință, că e boală, că e lipsă, sau când i-a murit cineva drag. Poate n-ai cuvinte, dar cel puțin prezența ta acolo, un singur mesaj, ceva, să îi arăți, îmi pasă de tine, sunt alături de tine, atât cât pot simt puțin pentru tine. Contează foarte mult lucrul acesta. Apoi, roagă-te pentru ei. Te rogi acasă singur, dar dacă v-am mai spus, îndrăsniți și învățați să vă rugați și în public. Cum sunt, mai ales în România, atâtea străși, atâția oameni, indiferent ce zice despre tine, pot să mă rog pentru tine. Scurte cuvinte, la subiect. Nu să te audă lumea, nu să faci impresie. Imaginează-ți în momentul acela că Iisus este în tine și se roagă pentru El. Să-i dai speranță, să-i dai vindecare, dă-i și un bănuț. Că de multe ori cum te duci și pe oriunde, de ce m-am spus tu mie de Domnul și că și în Africa, dacă burtica e goală? Prin ce arăți? Dovedește prin aceasta. Fii totdeauna acolo să ajut. Și știu că poporul român totdeauna a fost săritor să ajute și încă este. Slavă Domnului, dar trebuie mai mult și mai mult. E nevoie cineva să se mute, e nevoie cineva să ajute la o casă, e nevoie de undeva. Fii acolo să ajuți.
cu cuvântul, cu fapta, cu inima bună, nu să murmuri, nu să judești, nu să bârfești. Sunt acolo ca să-L prezint pe Hristos plin de bucurie. Fii generos, întotdeauna sunt atâtea cauze în care să dăruiești. Din nou spune, eu n-am bani. Fii ca văduvea, aruncă ultimii tăi bănuți. Dumnezeu atât de mult apreciază și îți va da. Ai o moralitate, să se vadă că tu ești un om moral. Ești un om într-adevăr credincios, ești corect. Ești o persoană care zâmbește, nu doar confruntat și nervos și mai ales cu toate situațiile care se întâmplă astăzi în toată lumea, câte nedreptăți am văzut și eu la News și în România și la COVID și cu vaccinul și cu de toate, atâta ură, atâta răutate, atâta, Doamne, parcă tot iadul a coborât. Fii tu acea persoană care zâmbești. Fii tu acea persoană care ești conștientă, cum am spus, până la 9-10 metri tu transmiți pacea lui Hristos, bucuria lui Hristos, dragostea lui Hristos, acolo unde ești. Cât timp dragostea Domnului este în tine, tu trebuie să faci o diferență. Nu lăsa ca stările lor negative, influențele lor negative, energiile lor negative să vină să te influențeze pe tine și să-ți fure pacea, să te tulbure, să te agi și zici și tu din gură și începi și tu să te cerci. Nu. Sunt fiul de Dumnezeu. Sunt fiica celui preanalt. Hristos locuiește în mine. Ce-ar face Iisus acum? Iisus se roagă. Iisus mijlocește. Iisus găsește o persoană căruia să-i facă un bine sau să-i vorbească, să vadă dulceața, să vadă zâmbetul, să vadă bucuria. Prin aceasta tu l-arăți pe Hristos. O evangelizare de la om la om. Și mai ales în momente din acestea tulburi, sunt oameni care te vor respinge. Ce dacă înțelege cine știe prin ce trece, cine știe ce traume are, doar binecuvintează. Deci să arătăm că suntem liniștiți, că suntem plini de bucurie, să-L arătăm pe Domnul Iisus. Mult mai multe sunt și cred că le știm pe cu toții ce trebuie să facem. Acum, ia gândește puțin, testează-te. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu? Cum se va vedea? Cât de mult îl iubești pe fratele tău, pe oameni? Prin aceasta se arată. Dacă noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să iubim pe cei din jurul nostru. Dacă noi nu iubim pe cei din jurul nostru, v-am mai spus, nu neapărat cei care mă iubesc, pe toți, și mai ales pe cei greu de suportat, și mai ales dușmanii noștri, este clar că încă nu avem aceasta pe verticală decât foarte puțin sau chiar deloc. Biblia spune, nu eu. Puneți întrebarea, oare chiar îl iubesc eu pe Dumnezeu? Nu poți să ai una fără cealaltă. Nu poți. Deci gândește-te că n-ai cum să iubești oamenii dacă nu iubești pe Dumnezeu și invers. Acum, din nou, îți spun aceste întrebări și reflectează înăuntrul tău. Îl iubești tu pe aproapele tău ca pe tine însuți? Cum? Ce te împiedică să iubești pe ceilalți? Ce te ajută totodată? Ce crezi că te ajută ca să poți să ai o iubire pentru toți oamenii? Nu numai oamenii de credință, cum am spus, sau cei din jurul tău. Avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Și acum ajung la dragostea de sine. N-am știut, până n-am început să studiez, cât de importantă este aceasta. De multe ori mi-am pus întrebarea, dar nu mi-am găsit răspuns. Acum, pentru că a venit subiectul, am simțit să mă opresc mai mult la acest subiect. La dragostea de sine. Deci dragostea de sine poate să aibă două ramificații, una pozitivă și una negativă. Le vom vorbi. Acum vorbim de partea care trebuie să o avem fiecare. Domnul Iisus se spune, iubește pe aproape Dumnezeu, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Cât timp? Am pus întrebarea puțin mai devreme. De ce nu-L iubești pe fratele tău? Știți de ce? Că nu-L iubești pe Dumnezeu și nu te iubești nici pe tine. Și acum să vedem. Cât timp tu te iubești pe tine, așa vei iubi pe cei din jurul tău. Cine nu se iubește pe el, nu poate să iubească pe alții. Cine este egoist, n-are cum să iubească pe alții. Cum adică? Ce înseamnă iubirea aceasta pentru noi? De ce nu te iubești? Și acum o să dau mai multe detalii, la care vreau fiecare să fiți atenți și să te cercetezi, să vezi. Mă, de ce nu iubesc pe Dumnezeu? De ce nu iubesc pe cei din jur? Deci la mine este problema. Oh, n-am știut lucrul acesta. Ok. Acum, fiecare să vă cercetați, scrieți jos dacă aveți nevoie să reflectați din nou. Deci dragostea de sine este baza iubirii necondiționate față de ceilalți.
și bineînțeles să ai o viață frumoasă și plină de împliniri, de biruință. Acum, care ar fi motivele pentru care tu nu te iubești? Și sunt sigură că cele mai multe persoane, 90%, 99%, suntem aici. Știu că am fost și eu. De ce? Frica de respingere. Cât timp tu ai frica de respingere, tu nu te iubești pe tine. Duhul de inferioritate, le vom explica. Duhul de inferioritate. Ai un duh de inferioritate și totdeauna cauți să placi oamenilor. Faci greșeli. Frica de abandonare, pentru că ți s-a întâmplat ceva în viața ta. Frica de oameni, ce zic oamenii. Stima de sine joasă. Ai o părere atât de proastă despre tine, negativă despre tine. Tu nu vezi că ai valoare. Nu ai încredere în tine. De aceea nu ai încredere nici în alții. Te vezi slabă, te vezi urâtă, te vezi săracă și tot felul de stări din acestea negative. Nu crezi că poți să fii iubită. Nu crezi că meriți ceva. Că meriți iubire, că meriți apreciere. De ce toate acestea? De ce sunt aceste lucruri înăuntru nostru? De ce? Răni din trecut. Traume. Poate ai trecut prin bătaie, prin abuz fizic sau sexual, emoțional. Mediul în care ai crescut a fost, și fiecare vă știți, lipsa părinților. Este atât de necesară să se discute acest lucru în momentul când lipsește părinții, dragostea părintească, că poate ai părinte, dar lipsește din viața ta și nu simți dragostea lor. Lipsa de educație, aceasta este atât de importantă, pentru că n-am fost învățați, n-am fost instruiți, nu ni s-a explicat mai în profunzime de ce așa, de ce nu așa, reacțiile noastre negative, de ce am aceste stări. Înțelege și este așa de important să cunoaștem, să știm, dar acum avem internetul și putem afla absolut tot. Abuzul părinților sau abuzul din partea altora, lipsa de dragoste, n-ai fost iubită, n-ai fost apreciată de mamă, de tată, de cei din jurul tău. Lipsa de respect, pentru că ai nevoie să ți se dea respect și tu la rândul tău să respecti. Lipsa de mângâiere, nu ai avut această mângâiere când ai fost rănită, când ai fost, s-a întâmplat ceva cu tine, n-ai simțit mângâiere din partea părinților sau altora, lasă-te acolo. Și înăuntru ți se formează niște stări așa de negative. Apoi, lipsa de a ți se oferi încredere, lipsa de a fi încurajată, vorbesc mai mult la femei, e valabil și la băieți. Lipsa de înțelepciune în alegeri, nu ai avut înțelepciune și ai ales lucruri negative. Lipsa bucuriei în casa ta, în inima ta. Lipsa cunoașterii valorilor tale și a vieții tale. Lipsa viziunii și a scopului tău. N-ai nicio, nu ți-a spus nimeni că tu ai un scop, ai o viziune, ești creată, născută pentru ceva. Lipsa cunoașterii cine sunt. Lipsa cunoașterii lui Dumnezeu. Lipsa credinței, lipsa cuvântului și a relației care trebuie să o ai cu Domnul, lipsa încrederii în Dumnezeu. Tu nu știi ce valoare ai, nu știi de unde vii, cui aparții, încotro mergi. Deci am spus așa în mare ce este înăuntru nostru, așa, Doamne, că mereu am zis, Doamne, atât de complex ne-ai creat, atât de complicat pentru mintea noastră. Sunt atâtea lucruri în sufletul nostru, emoțiile noastre, în mintea noastră, care nu le identificăm. Și vedem, și dacă stai să studiezi oamenii, vezi ce dificil sunt, ce fel gândesc, cum vorbesc și spui întrebarea de ce. Și din nou spun, depinde mediul în care au crescut, depinde influența care a avut-o, depinde abuzurile, lipsurile acestea care le-am amintit. N-a avut dragoste, n-a avut părinți, n-a avut părtășie, n-a avut claritate, n-a avut decizie, n-a avut înțelepciune, n-a avut educație. Și nu are cum acea persoană să se iubească pe ea. Cele mai multe fete au crescut într-un mediu poate mai ostil, poate mai fără dragoste, poate fără învățătură. Și nu, nimeni n-a învățat-o și adevărul acesta este că acum a început să se dezvolte mai mult această cunoaștere despre dezvoltarea ta personală, să cunoști mai mult cine e, despre Dumnezeu și toate aceste amănunte. Și cele mai multe fete cad în păcat pentru că ele nu știu ce valoare au. Nu știu cât de important este să te păstrezi curată, nu știu cât de important este să investești în tine. Și din cauza aceasta nu se iubesc în momentul când nu te iubești pe tine. Ești vulnerabilă și oricând poți să cazi în păcat,
oricând poți să faci compromisuri, oricând ești păcălită de orice persoană, că e pentru bani, că e pentru sex, că pentru mai știu ce. Deci rădăcina este, nu știi cine ești și de aceea nu te iubești pe tine și nu poți să iubești pe alții. Tu poate zici multe fete, multe persoane, numai fete, din cauza aceasta inferiorității, fac multe pentru alții. Dar tot la fel, nu se iubesc pe ei. Și încearcă să caute, atenție, o să vorbesc imediat, care ar fi atunci alte motive și cum se comportă astfel de persoane care nu se iubesc pe ele însuți? Care sunt simptomele lor? Deci este, o, de exemplu, comparația. Tot timpul te compari cu alții. Eu nu am, eu nu sunt frumoasă, eu nu am așa, eu nu am așa. Și atunci cazi în acea dezamăgire. Adevărul este că comparația este atât de gravă și aduce atâta suferință în viețile noastre. Pentru că tu nu știi că ești unic, special și diferit. Unică ești. Ca altele sunt mai frumoase, mai deștepte, mai sănătoase ca tine, da. Dar tu ești unică. Tu ești un mădular în trupul lui Hristos. Fără tine n-ar putea să meargă bine. Chiar degetul acesta, chiar unghia aceasta, da? Are valoare înaintea lui Dumnezeu. De ce te compari? Pentru că aș vrea ceva mai mult. Din nou aici arată inferioritatea, că nu mă iubesc pe mine. Și cred că acel mădular, cred că acea funcție, cred că dacă aș fi ca cealaltă, aș fi mai fericită. Nu, te înșel. Dumnezeu ne-a creat pe toți diferiți. Acceptă așa cum te-a creat Dumnezeu și dezvoltă acel har, acel dar, ca să poți să fii mulțumită cu tine însuți. Nu vei putea atinge niciodată pe deplin iubirea de sine dacă te uiți în mod constant la ceea ce au alții și tu nu ai. Poate să fie din punct de vedere familiar, financiar, relații, prieteni, bogății și așa mai departe. Acum, cel mai grav astăzi este social media, da? Atâtea ravaje a făcut, am mai vorbit de multe ori despre aceasta, pentru că ești atras foarte mult să te uiți acolo și să te compari. Și de obicei, fiecare pune pe Facebook mai mult ce este frumos. Ce ți-ai cumpărat nou, ce mâncare, ce îmbrăcăminte, ce mașină. Nu spui și ce este în spatele cortinei, pentru că nu mai tu știi durerea care o ai acasă, nu mai tu știi luptele care sunt înăuntru tău, în somnul tău, în viața ta. Acestea ți-e greu să le pui. Și ceilalți când văd, zice, wow, ce familie perfectă, wow, ce familie bogată, dar tu nu știi și ce este în spate. Și ești tentat să te compari. Chiar am văzut, era un documentar care a început împotriva Facebook-ului pentru că s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri, nelegiuiri și păcate și crime și chiar cei care lucrează și asistă și ca să controleze toate acestea la Facebook, mulți dintre ei deja au intrat în depresie văzând ce se arată pe Facebook și totuși ei nu le taie crime și tot felul de molestări și abandon. Deci lucruri groaznice, că spuneam, băia, deja a trebuit să renunțe la servici, să ducă la doctor și ia medicamente de depresie. Și pentru care o altă fată spunea cât de mult i-a distrus viața Facebook-ului, creșeala ei în primul rând, că a stat acolo mult, dar mereu uitându-se, a văzut numai lucruri bune și ea se vedea mai grasă, se vedea mai urâtă și a intrat în depresie, a ajuns la gânduri de sinucidere. De ce? Că se compara cu cei de pe Facebook. Deci, ok, o fi Facebook-ul rău, dar cheia e la mine. Dacă vreau mă uit, mă uit, dacă nu, nu. Dar dacă eu nu sunt plină de înțelepciunea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, mă compar mereu, de aceea atenție mare, lasă-l în pace de Facebook, ascultă doar ce trebuie, caută o predică, caută un mesaj frumos, and that's it. Nu mai sta să pierzi vremea să vezi toate pozele și toate să te tot compari. Mergem mai departe. Partea negativă, să spun puțin mai încolo, este momentul când vedem bine, stai prea mult pe Facebook, poți să cazi în partea cealaltă, narcisism. Deci cu toți știm ce înseamnă narcisist, da? Acest cuvânt de cât anul acesta l-am auzit și eu. Ce înseamnă aceasta? Deci persoana care foarte mult îi place să stea pe Facebook. Care sunt simptomele? Am căutat din dicționar lucrul acesta. Grandiozitate. Oare un simț exagerat de importanță personală. Nevoie excesivă de admirație. Tot timpul like-uri, like-uri. Dacă n-are like, se îmbolnăvește.
se ceartă și multe fete ajung la sinucidere. Relații superficiale și de exploatare, lipsă de empatie, perturbarea identității, dificultate cu atașament și dependență, sentimente cronice de gol și plictiseală, vulnerabilitatea la tranzițiile vieții și multe altele. Deci vrei mereu like-uri, like-uri, aprecieri și laude. De ce? Pentru că are un duh de inferioritate. Și crede prin aceasta. În fiecare zi postează ceva pe Facebook, pe Instagram, TikTok, whatever. Vorbesc în general, creștini și necreștini. De ce? Pentru că a devenit o industrie, a devenit mass media și tot ce social media, toate acestea, deja unde se face și bani și păcate și de toate, dar toate aceste persoane sunt atât de goale înăuntru, pentru că nu au dragostea lui Dumnezeu, nu au relație cu Dumnezeu și vrea totdeauna să mai facă ceva, să arate ceva ca să aibă mulți care să le urmărească, să le aprecieze. Și dacă cumva într-o zi nu te aprecia sau cineva ți-a zis ceva, te demolează. Aceasta arată că nu te iubești. Tu vrei ca alții să te aprecieze, căci înăuntru tău este o goliciune. Când știi cine ești, când cunoști dragostea lui Dumnezeu și ești umplută de ea, nu ai nevoie. Nu că nu-i frumos, nu că nu-i bine să fii apreciat și să apreciezi, dar n-ai nevoie. Eu vreau ca El să mă aprecieze. Eu vreau să fac totul pentru gloria Lui. Eu vreau ca El când se uită la mine să zică, aceasta e fiica mea prea iubită. Nu vrei tu lucrul acesta? Înțelegeți? Deci avem nevoie să găsești rădăcina problemei tale. De ce ai ajuns acum acolo? De ce ai nevoie mereu de alții să te laude, să te aprecieze? De ce cauți mereu, numai tot timpul, acum pe Facebook, toată lumea să știe ce faci tu, unde te duci și așa mai departe? De ce? Ține secretă viața ta până la urma urmei. Dacă ai ceva bun să spui, spune, dacă nu taci. Înțelegeți cât de important este că în felul acesta tu n-ai să iubești oamenii, nici pe Dumnezeu. Vrei doar tu să fii iubită. De ce? E un gol mare înăuntrul tău. Acum, trebuie să ajungi, mai sunt situații în care nu te ierți. Sunt multe persoane care mi-au scris și se văd foarte inferioare și nu pot să depășească nici atât să-L iubească pe Dumnezeu sau pe cei din jur. Că nu se iubesc, că nu se iartă datorită trecutului. Tu nu știi prin ce am trecut, ce păcate am făcut. Zic, stai puțin, oare mă iartă Dumnezeu? Oare? Și încearcă prin fapte bune, încearcă prin îmbrăcăminte, încearcă prin orice să fie plăcută lui Dumnezeu să o ierte. Nu! Tu trebuie doar să crezi pocăință, recunoaștere și credință. Că Domnul Iisus, sângele Lui, te iartă, te curățește de orice păcat. Ești o făptură nouă în Hristos, cele vechi s-au dus. Începe o viață de relație cu Dumnezeu. Începe să cauți fața Lui. Ocupă-te de El, lasă lucrurile contradictorii, lasă lucrurile de bârfă, lasă lucrurile negative, lasă religia și tradiția. Tu ocupă-te de Domnul și ai să vezi când te umple de iubirea Lui, ochii ți se schimbă, mintea ți se schimbă, gândurile ți se schimbă, totul se schimbă și vezi viața diferit și într-adevăr zici, merită să trăiesc, să slujesc pe Domnul și să iubesc pe alții. De ce? Ai ajuns să știi cine ești și ai ajuns să te iubești pe tine. Dar iubirea aceasta, cum am spus, nu e aceea care doar vreau, ci iubire care se dăruie. Pentru că El îți dă ceva și tu dai mai departe. Fără ceea ce tu primești de la El, dragostea, înțelepciunea, puterea, plinătatea Duhului Sfânt, tu n-ai ce să dai. Noi suntem limitați, avem o dragoste limitată, avem o pace limitată, avem ceva care e limitat. Domnul nu vrea asta, deci lasă-le deoparte pe ale tale, primește-le pe ale mele și atunci vei da mai departe și în felul acesta tu vei aduce rod. Cum se vede persoana care nu se iubește? Totdeauna ai o părere joasă despre tine. Dar spui, eu niciodată nu voi ajunge. Eu n-am să pot niciodată să fiu ca tine. Eu nu știu nimica, eu n-am școală. Tot timpul ai o părere joasă despre tine și negativă. Total greșit. E adevărat, sunt la un nivel aici. Vă pe alții aici, dar Doamne, cum am mai spus, deocamdată atâta știu, atâta pot, dar cu ajutorul Tău vreau să cresc. Vreau să dezvolt aceste haruri și daruri în viața mea. Vreau să Te glorific pe Tine. Și ce dacă eu nu sunt ca cealaltă? Aici unde sunt, vreau să strălucesc. Acolo în mediul meu. Acolo în pătrățica mea. Și să fiu mulțumită de puținul care mi l-ai dat și acesta să fie dezvoltat. Din nou, nu te compara. Apoi, un alt lucru care se întâmplă în viața persoanei care nu se iubește pe ea însăși și nu are această dragoste a lui Dumnezeu și te rog să te cercetezi, sunt conversațiile negative din mintea ta.
Tot timpul ai numai gânduri negative și conversezi. Și v-am mai spus, fii atentă ce conversezi despre tine, despre soț, despre ceilalți. Presupui numai lucruri negative, vorbești numai lucruri negative. Alu, dar dacă mi se întâmplă asta, tot timpul frica, tot timpul îngrijorarea, tot timpul stări doar negative. Stai puțin. În momentul când tu știi cine ești în Hristos, în momentul când ești umplut de dragostea Lui, ai pace, ai bucurie, îi le dai Domnului. De aceea, atenție mare, v-am spus, scrieți-le jos în momentul când te rogi și îți vin tot felul de gânduri negative, scrie-le jos, dă-le la o parte, scoate-le din mintea ta și umple-te de mintea Lui Hristos, de gândul Lui Hristos, de versetele din Cuvântul Lui Dumnezeu. Un alt lucru, trebuie să recunoaștem toate aceste stări, te pocăiești de ele, îi le dai Domnului și vii exact cu opusul să te încarci. Multe sunt, printre care mai sunt câteva motive. Dacă tu nu te iubești pe tine, totdeauna tu își ceri scuze. Și ai tendința ca când se întâmplă ceva să te vezi mereu vinovată. Totdeauna zici că dacă făceam ceva diferit, iar am greșit, nu sunt în stare de nimica, din cauza mea s-a întâmplat asta. Și totdeauna tu vezi acea stare inferioară și negativă în tine. Ești foarte dură cu tine însuți și crezi că tot ce e negativ e numai din cauza ta, a păcatelor tale, a prostiei tale, a neștiinței tale. Și totdeauna te simți rău și într-o stare, știi, așa apăsată, posacă. Nu, nu este bine. Aceasta din nou arată că tu nu știi cine ești, ce potențial poți să ai în conexia ta cu Dumnezeu și a dragostei cu Dumnezeu și să poți să te vezi. Nu e mândrie, ci mă văd cu adevărat fiica lui Dumnezeu, care m-a umplut și eu vreau să rămân în El și El în mine și din mine să se manifestă toată roada Duhului Sfânt. În primul rând, dragostea, bucuria, pacea. Este așa de important ca să nu vezi totdeauna că numai eu sunt greșită. Sunt situații de abuzuri în familie. Am ascultat multe mărturii. Și atât de mult sunt unii bărbați, Domnul să ierte, să-i cerceteze, tot timpul aruncă pe soție, că din cauza ta tu ești așa, tu ești așa. Și la un moment dat, tu crescând în acel mediu continuu, chiar crezi că din cauza ta, că tu n-ai știu, că tu n-ai avut bani, că tu n-ai școală, că tu ești mai așa, că ai greșit în direcția aia. Și tu ți-ai mereu vina și stai sub acel abuz tot timpul pentru că te vezi inferioară și nu știi cine ești și primești toate abuzurile și toți pumnii, cu alte cuvinte. În momentul când tu te ridici, stai puțin. Eu nu sunt sacul de bătaie al Lui. Eu sunt fiică de Dumnezeu. Umplută de dragoste, cu demnitate, cu confidență, cu încredere. Stai puțin! De ce sunt așa? Din nou, sunt stări poate din trecutul tău. Din nou, poate sunt lucruri pe care nu le cunoști, n-ai ajuns să înțelegi anumite direcții în viața ta, anumite secrete în viața ta, de aceea studiază, cercetează, ascultă. Nu, eu nu știu, eu nu pot. Și rămâi acolo în acea stare negativă, nu. Apoi, ai nevoie să... Un alt lucru care la fel arată inferioritatea din tine și nu te iubești pe tine este eviți foarte mult conflictele, da? Ți-e frică să spui partea ta, ți-e frică să spui un cuvânt, ți-e frică de conflict. De ce? Pentru că înăuntrul tău este inferioritatea, dar ce o să zică? Dar dacă se supără, că nu vrei să aibă o părere greșită despre tine. Și din cauza aceasta este foarte grav, pentru că tu nu știi niciodată să zici nu. Persoanele care nu se iubesc, care au un duc de inferioritate, de respingere, nu știu să spun nu. De aceea cele mai multe fete au căzut în diferite păcate când au fost poate atacate, au fost influențate și atrase de anumiți bărbați, ea n-a știut să spună nu. De ce? De frică. Dar ce o să zică? Nu vrea să avea o părere greșită despre mine. Vrei să pretinzi că ești altcineva, vrei să pretinzi că tu ești bună, că tu ești așa, că ești așa. Și din cauza aceasta a inferiorității lăuntrice, a lipsei de dragoste lăuntrică între tine și Dumnezeu, fără să vrei, cazi în multe păcate, pentru că nu știi să spui nu. Nu știi să spui nu la orice care știi că nu este corect, că nu este bine, pentru că îți pasă mai mult de ei ce să zică ei de tine. Și sunt mulți care chiar la servici nu știe să zică nu la anumite situații care sunt greșite, care sunt vinovate. De ce? Păi nu vreau să pierd serviciu, nu vreau să aibă părere greșită despre mine, nu vreau să mă condamne, nu vreau să mă dea afară. Și atunci faci compromisuri, da? Pentru că tu nu știi să zici nu. Tu nu ai curaj să te contrazici, tu nu ai curaj să spui adevărul în față. De ce? Din nou, problema e înăuntrul tău.
problema este acolo. În momentul când tu ai valoare, când tu știi cine ești, în momentul acela nu mai ai nevoie de aprecierea oamenilor. Și ce dacă mă dă afară? Eu stau pentru dreptate, stau pentru adevăr. Și ce dacă o să aibă o părere greșită despre mine? Eu știu cine sunt. Prefer să pierd ceva, inclusiv bani, inclusiv prietenie, decât să cad în păcat. Vedeți că timp nu ajungi la această relație cu Dumnezeu. Suntem foarte ușor influențați să cădem, pentru că nu știm să spunem nu. Cum să schimb toate acestea? Cum am spus, pe măsură ce creștem în iubirea de sine și înțelegem cât de important e să mă iubesc pe mine, să știu cine sunt, să am această conexie cu Dumnezeu și nu mai vreau să cădem în capcana altora. Trebuie să medităm mai mult la acest subiect. Și atunci, cu cât eu încep să realizez cine sunt valorile care mi le-a dat Dumnezeu, valoarea vieții, a adevărului, a sincerității, a purității, a sfințeniei, mai ales ca și copii de Dumnezeu, viața mea se schimbă. Apoi am viziunea mea. Un alt lucru pe care îți dovedești că tu nu te iubești, mai mult petreci timp cu alții sau pentru alții decât pentru tine însuți. Lăsând la o parte că și eu pentru mine a venit așa odată o condamnare că mai mult m-am sacrificat pentru alții decât pentru mine. Dar sunt momente și mai încolo să dau versetul în care Domnul Iisus nu s-a iubit pe sine, ci a sacrificat totul pentru alții. Ok, o să spun doar cele versete, dar înainte de aceasta, mai am doar aceasta, de multe ori când tu nu te iubești pe tine, nu accepți complimente cu o inimă autentică. Îți spune cineva, wow, ce frumoasă ești, oh, ce roșie frumoasă ai, oh, ce mă bucur de tine. Noi am fost învățați într-o umilință, într-o smerenie, oh, nu eu, oh, rochia asta e veche de mult, oh, nu e chiar așa. Indirect, și știu că și eu am fost acolo, e cumva o inferioritate. Parcă nu crezi și nu poți să accepți complimentele. Dar de ce nu? Cealaltă persoană a fost sinceră și te-a apreciat că ești frumoasă, că rochia e frumoasă, că într-adevăr ai realizat ceva. Că e frica că vei fi mândră, are Domnul grijă să te zdrobească, să te smerească, nu-ți face grijă. Dar dacă te uiți atânc, vorbesc acum de iubirea de sine, de inferioritatea care e înăuntrul tău, realizezi că de fapt acolo nu neapărat că e mândrie și ți-e frică că te mândrești sau altul crede despre tine că tu ești mândră. Nu, e un gol înăuntrul tău. Nu poți să te accepți și nu poți să accepți că chiar am ceva bun și chiar altul mă apreciază. Chiar dacă partea cealaltă opusă tot timpul vrei apreciere, dar sunt persoane care tot la fel are lipsa lăuntrică de dragoste al Dumnezeu și nu acceptă nimic. Cu alte cuvinte, eu nu merit. De ce? Te simți inferior. Te simți totdeauna jos. Eu nu am valoare. Și încerci să te convingi lucrul acesta pentru că te gândești la trecutul tău, te gândești la statutul tău financiar, intelectual și zici, nu, eu nu merit. Nu. În momentul când știi cine ești, atât cât ești la acel nivel, apreciază și primește complimentul care ți l-a dat. Aceasta dovedește că tu știi cine ești. Și că, într-adevăr, Doamne, glorie, Doamne, mulțumesc, poți să spui, mulțumesc. Și eu de atâtea ori am avut complimente, nu le-am primit deloc. Știu că a fost și mai vine toată și la mine un duc de inferioritate. Și te chinuie totodată pentru că dacă stai bine să te gândești, realizezi că acolo încă este un gol care trebuie umplut de dragostea lui Dumnezeu. Deci avem nevoie, al dată când cineva spune, nu mai zice, oh, nu, nu, eu, mulțumesc mult, apreciez lucrul acesta, fii binecuvântată. Și dacă ai un cuvânt de apreciere, dar sincer, spune el, da. Mult ar fi de spus și în direcția aceasta, în momentul când tu nu te iubești, ești foarte repede dezamăgit de propriile tale greșeli, de propriile tale dezamăgiri, te chinui, pentru că nu ești la înălțimea așteptărilor tale, nu numai ale altora, ești dezamăgit de copil, de soț sau de alții, ești dezamăgit de tine, iar am greșit, iar am păcătuit, iar am făcut, iar am zis și ești dezamăgit. Dar în momentul când tu ajungi să te iubești și deciziile tale vor fi diferite, vor fi decizii corecte, curate, puternice, frumoase și nu o să mai cazi în dezamăgire. Nu o să fii perfect, dar totuși începi să gândești diferit. În momentul când cineva te-a rănit rău, firea din noi vrea să se răzbune. Dar în momentul când tu ești umplut de dragoste al Dumnezeu, mă, hai să văd ce lecție am de învățat de aici. Cum să fac să fac un bine persoanei respective? Hai să fac un bine, să arunc cărbune aprinși, da?
Acum avem ultima parte, deci riscul care al iubirii de sine, foarte mult este încurajat și astăzi, nu, dezvoltarea personală nu e nimic rău, dar de aceea poate să fie un risc în care intrăm în partea aceasta a încrederii prea mult în noi înșine și parcă nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Ok, este bine să fim prosperi, este bine să fim sănătoși, este bine, Dumnezeu ne-a creat să avem totul din belșug. El vrea să ne binecuvinteze și vrea să avem această credință. Dar cu toate acestea, viața nu este chiar așa. Și în momentul când tu te concentrezi numai la lucrurile acestea și chiar vii cu pasaje din Biblie, s-ar putea să fie un risc în care tu nu mai depinzi de Dumnezeu și de dragostea Lui, că deja te-ai dezvoltat atât de mult și crezi atât de mult în tine însuți, că Dumnezeu ne-a dat aceste capacități, încât vrei, nu vrei, devine o mândrie și o stare de superlativitate cumva și îi vezi pe alții mult mai inferior decât tine. Aduceți-vă aminte totuși un lucru pe care Domnul Iisus ne spune că avem mare nevoie de discernământ. Nu promovăm iubirea de sine egoistă, eu sunt cineva, eu am ceva, eu am mai mult decât tine și am ajuns la niște nivele, ci trebuie să ne aducem aminte ce a zis Domnul Iisus, să ne luăm crucea în fiecare zi și să-L urmăm pe El, să nu ne iubim sinele nostru. Deci vedeți diferența, cum am spus puțin mai devreme, iubirea de sine este confidența aceasta în Dumnezeu, în iubirea Lui și care automat se exteriorizează iubind pe ceilalți. Cât timp am în mine respingere, abandonare, inferioritate și toate stările acestea, acestea mă va afecta pe mine și pe cei din jurul meu. Dar în același timp, când ai ajuns să fii destul de tare, Domnul Iisus ne spune clar să iubim cu lepădare de sine, cum ne spune și la 1 Petru, e vorbit păstorilor, dar nu numai lor, păstoriți urma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mânșav, ci cu lepădare de sine. Deci Domnul Iisus ne spune iar, Marcu 10:21, Iisus a uitat țintele aia și a spus, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai la cel bogat care vine la el, de la sărași și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Deci vedeți cum Domnul Iisus ne spune, ok, trebuie să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu, dar totdeauna ia crucea. Nu lăsa firea, nu lăsa mândria, nu lăsa inferioritatea, tu urmează-mă pe mine. Și exemplul cel mai minunat al Domnului Iisus, Filipeni 2:4, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Câți dintre noi gândim așa? Ok, am bani, am casă, am masă, caut să te dezvolți din toate punctele de vedere și mai ales financiar. Cât de bun te gândești, cât de mult te gândești, nu numai la ale tale, ci și la alții. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, cu toate că ei sunt una în Trinitate, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedem din exemplu Domnului Iisus ce înseamnă într-adevăr, El a fost plin de dragoste și a dat viața pentru noi, s-a dezbrăcat de gloria Lui, de tot ceea ce a primit de la Tatăl, ca să ne arate nouă smerenia, zdrobirea, dragostea cu sacrificiu, până la moarte. Deci, în concluzie, iubirea aceasta pentru Dumnezeu o primim în primul rând de la El prin Duhul Sfânt, Roman 5:5. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt. În același timp, vedem dragostea Domnului Iisus, a Tatălui, l-a trimis pe Fiul Său. Domnul Iisus se sacrifică până la moarte pentru noi să ne ierte. Duhul Sfânt preia viața noastră și El vrea să umple toată inima noastră, mintea noastră, ca El să rodească, să fim pom roditor. Dar cum am spus, ca să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, trebuie să ne iubim pe noi. Trebuie să ajungem să realizăm cine locuiește în noi și toate stările negative ale stărilor trecutului, păcatele, traumele, inferioritatea, respingerea aceasta, trebuie să le dăm Domnului, să ne umple de iubirea Lui. Știm cine suntem. E ușor să ne smerim, e ușor să ne sacrificăm, e ușor să iubim pe dușmani, pe oameni necunoscuți, pe cei ce ne fac rău.
Pentru că și Hristos locuiește noi, dragostea Lui locuiește noi și atunci viața pe pământ ar fi atât de frumoasă. N-ar mai fi atâta mândrie, atâta egoism, atâta doar eu pentru mine și totul la mine. Din nou spun, aceasta arată cât de gol ești înăuntru. Când ești umplut de iubirea Lui, se va vedea diferența.